Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate în următoarele 3 săptămâni decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în prima parte a intervalului și apropiate de normal către mijlocul lunii octombrie. Potrivit ANM, săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări, dar cu abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de vest a țării și în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților meridionali și în sud-estul extrem. Excepție vor face regiunile din nord-vestul teritoriului, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil local excedentare. În săptămâna 28 septembrie-5 octombrie, temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în regiunile sud-vestice și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. De asemenea, în săptămâna 5 octombrie-12 octombrie, temperaturile medii ale aerului se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile extracarpatice. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi, în general, deficitare, mai accentuată în regiunile sudice și sud-vestice. În extremitatea estică a țării, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Totodată, în săptămâna 12-10-19-10, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicată în regiunile extracarpatice.